Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Doamne, e prima oară când port un șort. O să fie bombă. Mă numesc Alexandru Canea, sunt fotograf. Dacă îmi tai degetele, nu tăiați asta la montaj. Aveți medic, e perfect. De ce m-am aventurat pe un teritoriu necunoscut mie? Chiar. Iubita mea a zis așa. Iubire, ce-ar fi să gătești tu? Și am zis, ok, hai, fie. Și a plăcut ce-am gătit. Ardei cu smântână am gătit pentru prima oară. Și mai în glumă, mai serios, ce-ar fi să zici la șef la cuțite? Și eu zic, uite, chiar, hai să merg la șef la cuțite. Și s-a întâmplat. Și uite așa, mă las ca un nebun purtat de energie. Am fost și influențat în acel moment, nu pot să dau mai multe detalii. Îi voi surprinde pe șef cu o mâncare italienească, melanzana alla parmigiana. Să dea Dumnezeu să-i fi spus numele corect. Băi, nene, un lucru să fie clar. Dacă ceva nu e prăjit, n-are gust, mă. Bă, n-are gust. Iese. Nebunia mea iese, frate. O să dau tot ce mai bun să iasă foarte bine preparatul, pentru că respect foarte mult emisiunea. M-am pregătit totuși pentru preparatul ăsta. Ah! Băi, ce gafă de om deștept. Ar fi absolut o nebunie să merg mai departe. Sper să le placă. Desert. Ulu, chiar bun. E desert, bă? Mi-aș dori un desert, bă. Aș vrea și ăla, e ciorba de la miezul nopții. Mă, ciorba, mă. Melanzana parmigiana. Caro mio, assaggia. Ia, Pier, să stai pe jumătate. Uite, mă, uite. Bă, vezi, mă? Frumos. Foarte frumos. Dar în momentul ăsta, nu mai ai sos. Sos. Vezi? Ai pierdut sosul. Se simte doar prăjeala. Da. El arată foarte frumos. A putea să vână sos în farfurie. Putea. Mie la parmigiana, cel mai mult îmi place vânăta coaptă în sosul de roșii. Ai idee. Italian? Na. Ana, motociclista. Bună seara! Bună, bună seara. Seara! Mă bucur să vă văd, mă bucur să vă cunosc. E o onoare și o plăcere. Cine ești tu? Mă numesc Alexandru Canea, am 31 de ani. În prezent locuiesc în București. Am venit în sfârșit din Constanța, totuși. Felicitări! Felicitări pentru o alegere înțeleaptă. Cu ce te ocupi? Sunt fotograf. M-am decis să mă apuc de fotografie la 21 de ani, când am decis să investesc toate economiile mele în aparatură. Și în primul an am făcut turul la 11 țări să fac fotografii de peisaj. Culmea, a ieșit foarte bine. De fiecare dată când fotografiam, eram foarte fericit. Ca atunci când ești îndrăgostit și zâmbești ca un cretin. Ceva de genul ăsta. Din fotografie, ei bine, m-am dus în zona de grafică, după aceea m-am dus pe haine. Ești designer. Aș vrea să rămân modest, să nu spun că sunt designer, doar pentru simplu fapt că creez o grămadă de modele de haine. Și ce fel de haine faci? Am pornit cu tricouri, dar vreau să mă duc în zona de geci. Deci ești undeva într-o zonă de asta sport mai mult, așa mai... Cum s-ar zice acum, urban, streetwear, nebunie. Cât e la tine un tricou? Pe undeva pe la 100 și ceva. 100, 129, 100, nu, euro, nu, că nu vreau să... Deci de euro? Ci să iau pielea după om. Încerc să găsesc un echilibru între calitate și a nu fi foarte scump,
deși știu că și ideea de a fi scump vinde în ziua de azi. Doar pentru că este scump ar putea fi cool. E posibil și asta, da? Da. Părinții tăi știu că ești la noi? Părinții mei mi-au spus ceva de genul că... Mă, tu ești sigur că vrei să mergi la șemul cuțită? Adică tu, efectiv, ești în celălalt pol. Dacă mie mi-e frică de înălțime, iau parașută și mă arunc. Am vrut să văd cum este aici, am vrut să vă văd, okay, să vă cunosc. Cartierul meu vă adoră, efectiv. Serios? Și la frizerie, da, aud în noastră. Sectorul 3 Titan. A, să știe, normal. Da, păi faceți acolo, piața, mă, acolo. Nu, l-am văzut, da, pe domnul, da, Bonte, aoleu. Da, 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 merg în piață, da. Domnule Alexandru, permiteți-mi să vă arăt primul ce am... Arătați-mi. Vă explic. Pentru parmigiana, un pic am prea mult ulei de prăjit, înțelegi? Adică aici ar trebui, da, să fie un sos de roșii, ar trebui să fie, da, un pic făcut într-o altă zonă. Am avut grijă cu sosul de roșii, a ieșit foarte bun sosul de roșii, îmi place, da, m-am gândit să pun, dar am zis că prea păpoțănesc farfuria aia. Prefer un preparat care arată mai puțin bine să fie mai gustos decât invers. Da, e adevărat și asta. Melanțana trebuie să fie flotabilă. Ea trebuie să înnoate într-un sosuleț. A ta este seacă. Eu nu mă supăr pentru verdictul pe care l-am primit. Mă mir că am primit un cuțit, adică sincer. Ești pentru că gătesc gen de o săptămână, adică n-am... Băi, se vede. Am scăpat. Adică nu mai gătesc. Că dacă luam cele trei cuțite, găteam în continuare. Dar acum nu mai gătesc tot. Aș fi vrut să primesc măcar un short, totuși, la final. Că am participat. Salut! Numai și bine. Poate ne vedem în cartier. Da, e posibil. Numai bine. Ne-am salut! Plăcere. Seară bună! Pe acolo, prin dreapta. Dreapta e la... Aia e dreapta. Puține emoții, nu strică totuși niciodată. Okay. Salut! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.